pace între oameni, bunăvoire. Slavă întru și Iisus lui Dumnezeu și pace între oameni, bunăvoire. Pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Petronium, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioasa Maica Stareță, Stavrofora Marina, dinpreună cu obștia viețuitorii, închinătorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român, de aici și de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Oh,
aducem aminte. Pace tuturor! Și Duhului tău, Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Aduce Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului slavă și cinste. Înțelepciune! Din epistola întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, vă îndemn pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți cu totul uniți în același cuget și aceeași înțelegere. Căci, frații mei, despre voi, cei din casa lui Floie, mi-a venit de știre că la voi sunt certuri și spun aceasta, că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt aici, acolo. Iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos. Oare Hristos s-a împărțit? Nu cumva s-a ținut Pavel pentru voi? Au fost ați botezați în numele lui Pavel. Mulțumesc lui Dumnezeu că pe nici de unul dintre voi n-am botezat decât pe Crispus și pe Gaius, ca să nu zică cineva că ați fost botezat în numele meu. Este Iisus Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Pace ție, celei ce ai binevestit. Thank you.
Duhul nostru Petroniu, să-l pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Binecuvioasă, Maica noastră, stareță, Monahia Marina, Stravofora, și toate oștia acestei mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmâitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Declarații noștri preoți, ieromonarhilor, diaconi, diaconi, monași și monahi, și pe tot clerul bisericesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericiți și pururea pomeniți, ctitoresc locașele acestea, actitori, mitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian și Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fericiți într-o adormire, martiri, eroi, ostași români de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste sfinte daruri și pe cei pentru care s-au adus viși și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frașuror, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți și cu Duhul tău.
mulțumim Domnului. Cu vrăznicia și cu dreptate Tatălui și